Domn și doamne, băieți și fete, de fapt. Numele meu este Adrian Cioroianu și bine ați venit la o nouă emisiune, The Winner Takes It All. Astăzi îl avem pe Adrian Alexe alături de noi. Bine ai venit, dimineața. Adrian. Mersi, mersi pentru invitație. Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația. Oricând. Adrian, începem clasic cu o laudă de sine. Povestește-ne despre tine, ce ai făcut la viața ta, wow, profesional. Laudă de sine, sună așa. Ce faci acum? Păi fac bine. Fac bine. Ce am făcut la viața mea? Am muncit. Ok. Asta surprinzător, surprinzător, dar da, am muncit. Am luat-o de vreme, am luat-o cam de la 20-21 pic de ani, okay, cu munca, timpul facultății. Sunt un politehnist de bază, cu telecomunicații în spate și soarta m-a ajutat ca pe undeva pe la 21 de ani să încep munca. Început munca în zona de inginerie, evident, și vrând nevrând m-am legat de industria telecomunicațiilor, inițial, pentru că asta era baza mea de pregătire. Ulterior am prins parte de proiecte de securitate. În momentul în care am intrat în contact cu zona asta, era și o vreme de început în România a proiectelor mari de securitate, m-am simțit atras ca inginer, în primul rând, pentru că era ceva nou, era ceva provocator. A, deci nu era securitate cu pumnii mei minte nu are bodyguards. Băi nu. Băi okay. nu. Vorbim n-ai de... bătut pe nimeni. N-a fost cazul. Ok. Nu, vorbim de securitate prin sisteme, prin tehnologie. Securizarea obiectivelor prin tehnologie, nu mușchii mei minte nu are. Okay. Nu-i cazul. Și am avut, iarăși spun, șansa și cred că avem nevoie de șansă cu toții în viață, de a fi parte a unei echipe la acea vreme, UTI, care erau, cel puțin la vremea aceea, clar de departe un fanion al industriei de securitate în România. Uh-huh. Și pe vremea aia începeau niște proiecte mari și provocatoare în România. Uh-huh. Portul Constanța, aeroporturile Otopeni și celelalte, securizarea lor, uh-huh, unități militare, adică începeau să se facă investiții serioase în securizarea unor obiective. Și să se facă securitate cu adevărat. Se facă într-adevăr securitate cu adevărat, cu tehnologii noi, se aducea tehnologie din afară, nu ne rezumam la 10 foișoare puse pe perimetru și acolo puși niște oameni să păzească, nu. Erau începuturile serioase ale securității în România și atunci, uh-huh, era o provocare din perspectiva inginerilor destul de mare. Luam contact cu ceea ce înseamnă concepte de securitate și începem să le și aplicăm în țară și, cum spuneam, cu noi tehnologii. Uh-huh. Și după UTI? După UTI am mers și am ajuns ca manager de securitate în Hidroelectrica. Uh-huh. În Hidroelectrica aici au fost vreo 6-7 ani de zile de muncă asiduă, chiar dacă poate multă lume zice o companie de stat, politică, nu. Nu, am ajuns acolo exclusiv din perspectiva faptului că aveam în spate un background de securitate. Cineva trebuie să mai și muncească și în companiile astea. Păi da. Păi da. Nu, e o companie deținută de stat, dar nu e o companie bugetară. E o companie care are buget propriu și automat lucrurile merg. Și au mers. Și au mers bine. Am pornit de la zero în cadrul acelei companii, pentru că la acea vreme conducerea companiei a conștientizat faptul că au o problemă și nu au un rezultat pentru acea problemă, uh-huh, nu au un răspuns. Și atunci, conștientizând, pentru că asta de fapt e primul pas și cel mai important, să conștientizezi problema pe care o ai, au zis, ok, hai să aducem un om care știe security. Și am ajuns în companie și ușor, ușor, în timp, am creat o structură care se ocupe de întreaga problematică a securității la nivel național, pentru că compania avea un sediu central în București și 13 sursuri de obiective, și obiective, câteva sute de obiective și toate importante, pentru că vorbim de cel mai important jucător în sistemul energetic național. Uh-huh. Și am crescut o echipă la nivel național care se ocupa nu doar de partea securității fizice, cât și de partea informații clasificate, cât și de parte de situații de urgență, iar și sunt un deținător de riscuri majore. Când se întâmplă o inundație, ei pot să oprească o inundație sau creează controlat okay, o inundație și atunci era iarăși o componentă, uh-huh, importantă. Și au fost ani buni. Și apoi? Și apoi am mers din nou în zona companiilor de securitate, ca director operațional într-o companie națională. O companie națională care avea componenta atât de sisteme de securitate, cât și componenta asta de pază umană. Uh-huh. Ei, de fapt, integrau întreaga paletă de servicii de securitate. Partea de tehnologie cu partea de servicii umane. Companie, cum spuneam, 100% românească, care la acea vreme era dezvoltată foarte bine în zona Olteniei, uh-huh, dar cu dorință majoră de a crește. Jucător național. Da, exact.
a fost un, o discuție și un, un proiect care m-a atras, clar m-a atras și, și am pus umărul la acest proiect. Uh-huh. Și uite că, da, în vreo 4 ani de zile, compania, cât am lucrat acolo, compania a ajuns un jucător național și unul din primii 3 jucători din, din România în piață. Deci lucrurile au mers bine, au mers bine. Am crescut zona de business și zona de recunoaștere a business-ului la nivel național. Pentru că, de fapt, orice business are nevoie de recunoaștere la nivel național și la nivel de piață, în primul rând. Uh-huh. Să poți să fii un reper. Ok. După partea de această companie, au venit concurentul acestei companii. Au venit și m-au furat. Cum se face? Cum se face, da. Exact. Vorbim de, de G4S, uh-huh, care e o companie multinațională. Cea mai mare companie din lume în domeniul securității și... Cred că îmi spuneai la un moment dat că e cel mai mare angajator din lume sau da, ceva de genul ăsta? Da, da, da. Cel puțin acum un an, doi ani de zile erau cel mai mare angajator din lume, undeva peste 550.000 de angajați la nivel global. Adică e... Dita mai armata. O, da, da. Da, pentru că vorbim de o linie de business care se bazează foarte mult pe, pe resursa umană. Vorbim de o linie de business de transport valori și procesare monetar, care necesită evident oameni, mașini blindate, oameni care să păzească și să efectueze aceste servicii, cât, pază, cât și linia de business de pază umană, uh-huh, care iarăși se rezumă la oameni în locații. Okay. Că vorbim de retail, că vorbim de industrial, că vorbim de uh-huh, orice, uh-huh, ai nevoie de oameni. Și atunci evident că ajungi la o armată de 500.000, 600.000 de oameni trăinuiți în, în zona de securitate. Și da, când te gândești că ai o acoperire globală, uite că se fac, da, cifrele. Adică, na, pleci de la câteva mii în România, 5-6 mii în România, mai pui câteva mii așa și se, ajunge, se, se aduce. Corect. Și acum ce faci? Acum, în vara anului trecut, am, am luat o de decizie de a opri colaborarea cu G4S. Mai întâi mi-am dat un timp liber. Unii oameni își iau un an, doi ani de zile de an sabatic. Am zis că nu știu dacă va fi un an sau nu va fi un an de an sabatic, dar mi-am permis să iau pauză, să mă deconectez de tot ceea ce înseamnă work, de tot ceea ce înseamnă business și să mă gândesc doar la mine. Efectiv, să și tragi o linie. Am tras o linie, dar efectiv am gândit la mine și am mi-am recuperat lucrurile pe care doream să le fac și niciodată nu aveam timp. Dar e o greșeală. Da. Trebuie să ne facem timp pentru ceea ce ne dorim. De ce? Pentru că făcându-ți timp pentru tine, vei fi mai productiv mâine. Așa e. Din păcate e un subiect atât de prezent în viețile noastre, dar despre care vorbim destul de puțin. Da, da, și recunosc că nu-l conștientizam până, până astă vară. Uh-huh. Pentru că intri în vâltoarea muncii, intri în vâltoarea business-ului, în a crea business, a crea vânzări, a crea, a crea cifră de afaceri, a crea profitabilitate și tu ca și individ rămâi undeva pe planul 2. Uh-huh. Da, asta într-un caz fericit, pentru că poate planul 2 e familia și poate tu ești undeva în 3-4. Uh-huh. Și atunci a fost un moment bun pentru mine. N-a fost un an de zile, cum spuneam, cred că au fost vreo 3-4 luni de zile în care exclusiv nu am avut contact cu lumea de business, absolut deloc, ci doar cu plăcerile mele vinovate. Până într-o luni dimineață și sincer, știi cum e, multe lume zice, a, dar ai gândit, ai? Nu, n-am gândit nimic, efectiv, și nu mi-am pus niciodată un deadline până când voi avea această liniște. Și într-o luni dimineață m-am trezit și am zis, ok, gata. Și chiar m-am trezit la 6 dimineața, și o țin minte. Era luni dimineața, 6 dimineața, băi, gata, trebuie să mă apuc de business, trebuie să mă apuc de treabă. Și totuși, exact cum spuneai tu, am tras linia, am făcut o analiză activității și am decis că e momentul să încep și în zona de antreprenoriat. E momentul să pot să cresc un business al meu. Am pus umărul la business-uri mari, uh-huh, alături de care și eu am crescut, dar și acele business-uri au crescut împreună cu mine. Uh-huh. Și atunci am zis că e momentul în care pot face acest pas. Și despre ce business e vorba? E un business evident conex cu lumea serviciilor de securitate, pentru că până la urmă 20 de ani, aproape 20 de ani de expertiză. La asta te pricep. Să mă apuc acum să fac gogoși, poate vând gogoși, dar să le fac nu cred că are și cele mai bune. Și atunci, analizând piața din România și metehnele de multe ori, am văzut o lipsă. O lipsă în piață și o lipsă a ce? A managementului securității din partea consumatorilor așa cum ar trebui să fie. Tu, eu, oricine este consumator de securitate într-o măsură mai mică sau mai mare. Important este că acest consumerism de securitate, cum ți-l gestionezi? De cele mai multe ori în România sunt gestionate empiric.
mergem și ne uităm și vedem că dacă și vorbim aici și vorbesc chiar și din experiență și din contact real cu industria din România și companii mari, companii cu cifre de afaceri mari în România, companii de producție. Dacă este vorba de sisteme de securitate, detecție infracție, de supraveghere video, de o grămadă de alte subsisteme, e ceva cu cabluri, cu fire, cu alea, da. Păi se ocupă băieții de la IT. Oamenii ăia sunt foarte buni, dar sunt buni pe ceea ce știu ei, pe zona de network, pe zona de IT. O iau doar ca un must, pentru că a zis managerul să ocupe și treaba asta. Dar atât. Okay. Dacă vorbim de servicii de pază umană, unde costurile sunt mari și se plătesc lunar, orice organizație plătește și plătește, organizațiile mari plătesc 100.000 de lei pe lună. Sunt bani. Adică se poate ajunge la milioane pe an. Și te uiți în curtea lor, cine se ocupă de managementul acestor servicii? Intern, la tine în casă. N-au pe cineva. Doamna de la mediu. De la mediu? Da. Ok. Doamna de la mediu, tot respectul, este un expert pe zona de mediu. Dar ce treabă are cu securitatea? Găsești pe domnul de la administrativ, pentru că tot e cu curățenia, hai să-i dăm și security și pază. Și încă o dată, nu se întâmplă în realitate nimic. Se investesc bani în sisteme de securitate. Bani pierduți. Da, pentru că investești sute de mii de euro. Se fac investiții în sisteme de securitate și de fapt nu primești ceea ce ar trebui. De ce? Pentru că nu ai capacitatea să ceri și ulterior să te asiguri că de bani ei primești ce ar trebui să primești. Pentru că nu știi să vezi. Și atunci mergi pe mâna furnizorului care îți spune, uite, ți-am făcut sistemul, a costat 200.000 de euro, poftim factura, ele sunt puse acolo, plătește. E multă muncă până a pune totuși in place un sistem care să ofere ce ar trebui să ofere și să-ți dea plus valoare ție business, ca și business. La fel în zona de servicii de pază. Ai un om în acces. Ok, dar știi ce să-l pui să facă? Cineva verifică că faci așa cum ar trebui? Cineva definește acele proceduri? Nu. Din nou, te lași în totalitate pe expertiza care există sau nu există a furnizorului tău. Te lași pe interesul sau lipsa de interes a furnizorului tău. Și atunci pierzi bani. Cheltuiești foarte mult, dar nu te ajută. Și de aici plecând am zis ok, mergem în piață, încercăm să, mult spus, revoluționăm piața, dar e un început pentru că mediul de business din România în principiu nu este obișnuit să meargă către consultanță. Noi oferim servicii de consultanță, avem o echipă de oameni. Deci asta faceți? Da, okay. Avem o echipă de oameni care cunosc aspectele securității fizice, atât din zona de tehnologie, cât și din zona de pază umană, cât cel mai important, integrarea lor și adus de plus valoare. Și venim către companii și, ok, păi oamenilor, haideți să ne ocupăm noi, pentru voi, de managementul acestor problematici. E greu, okay. Pentru că, așa cum spuneam, business-ul sau oamenii de business nu sunt încă învățați să plătească consultanță. Aici suntem deja în zona de vânzare. Și chiar te-aș întreba, dar aș profita de o ocazie înainte să le spun celor care ne urmăresc pe pagina de Facebook a emisiunii să ne salute, să-i pună lui Adrian întrebări. Eu o să joc rolul poștei și o să le transmit... Poștașului. Exact, poștașului și o să le transmit către Adrian. Practic, cum se întâmplă partea asta de vânzare în zona voastră? Partea de vânzare este clar contact direct cu decidenții. Pentru că este... Și cam ce înseamnă decidenții din ce ai observat în zona asta de companii din România? Pentru adică noi, ce titluri au ei? Pentru ce noi e CFO CEO. CFO CEO. Da, pentru că... Deci top of the top. Da. De ce? Exact. Okay. De ce? Pentru că, iarăși, vorbim de o natură de servicii care nu vin cu costuri mari, dar nu sunt bugetate. Și de cele mai multe ori în companii, când ridici la fileu cuvântul sau serviciul consultanță, procedural, asta este un atribut al top managementului. Un manager, un middle manager, ce mi-ar plăcea, ai dreptate, dar eu să vin să spun în companie că vrei în consultanță este over my payroll. Și atunci persoana cea mai potrivită în cazul vostru este CEO, CFO. Da, cam aici. Sau zona de director operațional. Ok, dar mă uit la cei doi, fiecare s-ar putea să-și dorească să urmărească alte lucruri la ceea ce propui tu. O da, dar noi tocmai. Că avem nevoie să fim alături de amândoi, și de CEO și de CFO. De ce? CFO își dorește un control asupra costurilor,
Da. Și oferim treaba asta, dar mai mult decât control asupra costurilor, îi putem, probabil, în timp, oferi și o eficientizare a costurilor. Okay. Sau o diminuare. Și atunci o anumită predictibilitate. E cel mai important. Să nu aibă surprize. E cel mai important. Că în industria voastră cred că nu vă plac surprizele de nicio culoare. Da. Ok. Cele plăcute, dar... Iarăși, în industrie, de cele mai multe ori, primează reactivitatea și nu proactivitatea. Uh-huh. Asta e o problemă. Ok. Ca să nu ai incidente, ar trebui să fii proactiv și nu reactiv. De cele mai multe ori, oamenii merg pe premiza, la noi nu se întâmplă, suntem safe, n-am avut probleme, deci ar trebui să ne batem capul mai mult. Și într-adevăr, când incidentele se întâmplă sau când iei cunoștință de ele, pentru că poți avea incidente de securitate în organizație, dar nu știi. Okay. Asta nu înseamnă că nu se întâmplă. Și atunci, în momentul în care se întâmplă sau ești conștient de ele, te duci și cauți soluții. Și CEO-ul ce îl interesează? Păi, CEO-ul îl interesează, pentru că pe CEO-ul interesează siguranța business-ului. Nu e, niciunui CEO nu este lejer să știe că are un risc în cadrul companiei pe care nu și-l managește, într-un fel sau altul. Până la urmă este atributul CEO-ului să facă managementul riscului companiei. Dar nu sunt și care zic, lasă că merge și așa? Băi, îți pot spune că chiar acum câteva săptămâni m-am întâlnit cu o companie care are operațiuni în România, operațiuni destul de importante, și m-am întâlnit cu CEO-ul. Da. Ne cunoșteam de ceva vreme, de fapt am mai avut o întâlnire acum un an și ceva, posibil să legăm un business. Exploratorie. Da, nu s-a legat, dar acum ne-am reîntâlnit. Și zis, ok, uite, hai în zona asta de consultanță și să-ți preluăm noi partea de management a securității. A, nu-i cazul. Nu-i cazul. Mă ocup eu personal de treaba asta. El personal? Zis, wow! Da, really? Da, pentru că cunosc problematica, știu despre ce este vorba și... Ok, da, un CEO are lucruri mult mai importante. Are să dezvolte business-ul. Exact, are strategie, are lucruri, are de coordonată o companie și companie mare, cu operațiuni mari în România. Ok. Really? Adică totuși ai nevoie de cineva care, încă o dată, sunt o grămadă de lucruri care cineva trebuie să se ocupe, trebuie să cunoască, trebuie să cunoască legislație, trebuie să cunoască modul în care să lucreze cu autoritățile statului. Eu zic să-l ai în vedere. Dacă pleacă din poziția de CEO, să-l iei la companie, la tine. Păi, uite. Că pare că se pricepe omul. Ideea este că ne-am văzut astăzi și în aceea zi, seara la 8:20-30, spre 21, mă sună. Salut, Adrian. Scuze-mă că te sun la ora asta. Nu știu, nu mi-ai spus dacă te pot suna, dar eu te-am sunat. Ok. Da, avem o problemă într-o locație și nu știm cum să o ducem la capăt. Ne poți ajuta? De asta am venit. Dar încă o dată, de asta spun. Mentalitatea este faptul că putem să o facem, știm să o facem și nu avem nevoie de cineva care e specialist în treaba asta. Până când se lovesc. Asta e un exemplu în care, încă o dată, CEO-ul spune că se ocupă de treaba asta. N-ai timp. Da. Încă o dată, necesită mult timp, necesită site visituri, necesită documentații pe care trebuie să le revizuiești sau să le citești. Ok. Necesită relaționare cu... Încă o dată, cum spuneam, cu autoritățile statului, cu furnizorii tăi de servicii, pentru că ai furnizori care trebuie spuși cap la cap. Încă o dată, overall necesită timp și necesită un limbaj astfel încât să poți purta discuții cu acei oameni. La voi în firmă, cine face partea asta de vânzări? Păi eu o fac. Tu o faci? Eu o fac. Oh, ok, bun. Eu o fac pentru că, încă o dată, a fost ideea mea. Am făcut parte de vânzări întotdeauna, chiar dacă, cum spuneam, am fost... inițial în zona de operațional, ca director operațional, dar întotdeauna am fost conectat cu vânzările, am lucrat foarte bine cu echipa de vânzări și am putut să vindem și să creștem business-ul. Pare un domeniu așa mai tehnic. Cum se întâmplă partea asta de vânzare în zona asta? În cel mai important caz este ăla, exact cum spuneam, să ajungi la decidenți. Pornind de la ajunge la decidenți, ulterior, iarăși, cred că la fel de important este să-i faci să conștientizeze de faptul că au o problemă pe care unii o gestionează, alții nu o gestionează deloc sau o gestionează defectuos. Adevăr grești. Adevărul este că unii își dau seama că au o problemă și vor să facă ceva și rolul tău e să descoperi și să-i oferi soluția. Dar la unii cred că e necesar să le construiești partea asta de durere, să-și dea seama că au o problemă și că impactează. Da. Și atunci ăsta e avantajul meu. Și ăsta e avantajul nostru ca și organizație, în primul rând. Faptul că avem expertiză în toate domeniile. Și atunci, în momentul în care mergem la un producător, avem producători în automotive în România, da? Da. Știm deja ce e la el în curte. Îi știm mai mult sau mai puțin procesele. Îi știm sau mai mult sau mai puțin
problemele cu care se confruntă. Și atunci, în momentul în care te pui cu el la masă, îi apeși pe butoanele alea unde știi că îl doare. Uh-huh. Și în momentul în care vede că, de fapt, ei apăsa pe butoanele alea, îi se aprinde un beculeț. E poate primul om care îmi spune, care îmi știe, într-un fel sau altul, la oarecare măsură organizația, uh-huh, și știe unde pot fi probleme. Ok. Și atunci se deschide puțin. Uh-huh. Altfel, inițial, sunt destul de închistați, așa cum îți spuneam. Prima impresie este aceea că nu avem nevoie, suntem în regulă, funcționăm bine. Uh-huh. Definește acest bine. Ok. Și cam care sunt calitățile pe care tu le pui în valoare, de exemplu, ca să ajungi să vinzi? Adică ce calități trebuie să aibă un om de vânzări să poată să vândă genul acesta de servicii către decidenți? Nu m-aș rezuma doar la acest tip de servicii. Ok. Până la urmă. Sau în general. Pentru că acest tip de servicii, da, te ajută partea de expertiză. Uh-huh. Dacă e să vorbim ceva, dar exclusiv vorbind de aceste tipuri de servicii, trebuie să totuși în spate să o parte o expertiză. Să știu un pic ceea ce vinzi. Da. Uh-huh. Și, într-adevăr, pe mine m-a ajutat foarte mult pentru că am background-ul și operațional, uh-huh, și tehnic și atunci, corect, am și limbajul și omul înțelege și simte faptul că are în fața lui o persoană cu abilități și care poate gestiona problema. Uh-huh. Dar mai departe, cred că vorbim de business to business. Uh-huh. Și aici vorbim și mie îmi place întotdeauna de fapt de a stabili o relație de încredere. Ok, și cum încerci să faci chestia asta? Cum încerc să fac? O parte vine din expertiza ta, adică omul capătă încredere pentru că aia zona tehnică. Despre ce vorbesc. Aia e zona tehnică în care într-adevăr capătă încredere, uh-huh, din perspectiva capacității tehnice a organizației, uh-huh, de a-i oferi ceea ce are nevoie. Dar mai departe vorbim totuși de încredere în oameni, uh-huh, pentru că vrem sau nu vrem, vorbim de relații one-to-one la nivelul ăsta, vorbim de, uh-huh, om la om și atunci încrederea, okay, să-i câștigi încrederea, da, dar să-i oferi, dar pe de altă parte să și poți să găsești în celălalt partener încredere, pentru că, mm-hmm, noi nu putem merge către parteneri față de care simțim că nu putem dezvolta un parteneriat. Pentru că, așa m-am repetat, vorbim de parteneri. Noi, mm-hmm, nu-i vedem ca și clienți. Okay. Am contractat, ești clientul nostru, îți dăm factură și îți vom da un... un to-do list cu ce vom face pentru tine și lună de lună primești factura. Uh-huh. Nu, nu. E un parteneriat și intrăm mult, încercăm să-l ajutăm. Să-l ajutăm să-și îmbunătățească procesele și să îi facem viața mai ușoară. Astfel încât să se gândească la ce trebuie să fac, uh-huh, să producă șosete. Uh-huh. Aia e gândul lui primar. Okay. De restul trebuie să ne ocupăm noi. E foarte important pentru noi, dar că, iarăși, pentru orice vânzător, să faci un research asupra omului cu care urmează să te vezi. Okay. Și iarăși, ulterior, duce către a câștiga încrederea. În momentul în care noi ne ducem către posibilii viitori clienții noștri cu temele făcute. Uh-huh. Îi știm business-ul, îi știm operațiunile în România, uh-huh, îi știm o parte de ceea ce înseamnă business la nivel global, dacă vorbim de companii multinaționale, astfel încât să înțeleagă că, da, ne interesează și nu doar vindem un produs, nu. Vindem un serviciu care este customizat pe nevoia lui. Asta e o parte foarte bună care ține de pregătirea întâlnirii, pe care, din păcate, mulți vânzători nu o prea mai fac în zilele noastre. Ce faci la întâlnire? Cam care e structura unei întâlniri de vânzare? Cum faci tu lucrurile? Cum fac eu lucrurile? Cred că aici știam amândoi că ne cunoaștem puțin. Prima parte e o parte de conexiune. Nu intru, okay, eu nu intru în business. Okay. Nu mă pun la masă și gata, intru în business, uite, am scos PowerPoint-ul, am scos pliantul și hai repede că ne grăbim. Nu. Corect. Descrățim un pic frunțile, întrebăm de ploaia de afară sau de meciul de fotbal de ieri. Small talk. Dar deschide un pic oamenii. După care prezentăm iarăși faptul că îi cunoaștem business-ul. Deci vorbiți despre business-ul lui. Vorbim despre business-ul lui. După care îi punem pe hârtie problemele, pain-urile pe care noi le-am identificat. Provocări. Uh-huh. Ok. Provocări. Și vrem să le validăm cu el. Uh-huh. Adică îl implicăm deja. Deja e momentul în care îl implicăm. Noi venim cu provocările. Și îl rugăm pe el să se valideze. Care, în esență, sunt presupunerile voastre. De asta e momentul în care validăm aceste presupuneri. Și în momentul în care îl implicăm, devine partea discuției.
Pentru mine e important ca omul din fața mea să devină parte a discuției. Să fie și el implicat în ce se întâmplă acolo, nu să vorbești doar tu. Te rog. Mulțumesc frumos. Nu numai că să vorbesc doar eu, ci nu vreau să fiu în postura în care eu vorbesc și el întreabă. Ci vreau să fim, de fapt, o echipă care lucrăm amândoi. Vreau să fie un dialog normal. Tu pui o întrebare, el răspunde, el pune o întrebare, tu răspunzi. Și e partea astfel încât să generăm zona de final a discuției, care înseamnă o prezentare a serviciilor care sunt oportune pentru el. Deci partea de soluție. Ulterior, și închidem cu partea de soluție, dar soluție care de fapt vine și el a luat parte. Evident că noi avem în spate temele făcute cu soluțiile pe acele provocări pe care a mers. Dar iarăși, el vine ușor și odată ne validează provocările. A doua, poate veni cu insight-uri de la de ce se întâmplă în realitate. Și în final îi mergem către zona de soluție. Cu ce fel de obiecții te întâlnești după ce pui o soluție pe masă? Deocamdată cea mai dificilă obiecție este aceea că da, interesant, dar n-am prevăzut un buget. Ok. Asta e primordială. Aici povesteam și eu cu câțiva director financiar, contabil și așa mai departe. Și, într-adevăr, e o chestiune cu care se lovesc, de care se lovesc foarte mulți vânzători. Și oamenii îmi povesteau totuși că, într-adevăr, noi ne-am făcut bugetul la începutul anului, să zicem, și nu ne-am gândit la genul acesta de servicii. Dar noi avem niște bufere în bugetele astea și le putem muta cum vrem noi. Toată chestiunea e să mă și convingi. Evident. Evident asta, pentru că am avut bugete, am făcut bugete și, într-adevăr, rămâne o mare... Ți-a zis la început că nu are buget, că nu s-a gândit, dar pe urmă a găsit niște bani undeva. Se găsește, dar până la urmă știi cum e. Bugetul ți-l faci, evident că întotdeauna îți dorești ca să rămâi în limitele bugetare. Exact. Presiunea de la an la an este din ce în ce mai stringentă pe buget, pentru că avem, nu numai în România, cred că peste tot avem o problemă a lipsei de predictibilitate asupra costurilor salariale și în orice business componenta de cost salarial este o componentă importantă și atunci ne reușim să ai o predictibilitate, îți lași un buffer destul de mare în zona de costuri directe. Zona asta vine în zona de indirecte, pe care orice companie încearcă să o diminueze cât mai puțin. Pe cât posibil, de acolo trece, în indirecte, în costurile. Și de aici vine meciul, știi? Într-adevăr, la o companie foarte mare, costurile cu care noi venim nu sunt mari. Nu reprezintă. Iarăși, ceea ce este, și aici îi câștigăm pe oamenii de decidenți, pentru că iarăși vorbim, în principiu mergem către companiile multinaționale. Iarăși, toți, și știu treaba asta și o știi și tu, au această provocare anuală de la nivel de grup, n-aș reduce costurile directe, costuri salariale, n-aș reduce FTI-ul, numărul de FTI. De ce? Pentru că dă bine în raportări. Și atunci, încă o dată, o știm treaba asta și încercăm să profităm de ea. Și atunci sunt oameni care poate au deja departamente de security in-house și mergem către zona de externalizare. Și atunci, nu îți tai cu totul cheltuiala aia din costurile directe salariale, îți scazi oamenii din number of FTE, full-time employment, și de fapt te duci cu cheltuielile alea în servicii și în cheltuielile operaționale. Corect. Și atunci iese bine. Un CFO se bucură. Okay. Asta este varianta în care un CFO se bucură pentru că lucrezi direct pe bugetul lui și el în raportare anuală, artificial sau nu, în raportări iese mai bine. Pe cheltuielile pe care le are deja, uneori poți veni chiar și cu cheltuieli mai mici. De ce? Pentru că în momentul în care ai o echipă internă, sunt o grămadă de alte beneficii. Așa e. Sunt o grămadă de alte beneficii, plus că ai și problema cu resursa umană. Ce se întâmplă dacă ai un om care concediu medical lună de zile? Avem coronavirus. Vine peste noi. Dar ce mai mult întors din China? Nu ne salutăm la final. Ok. Și atunci ce se întâmplă? O săptămână, două, o lună de zile rămâi descoperit. Nu ai ce face. Ei, pe când tu ai un contract cu o companie, serviciul ăla este 24/7. Pentru că nu stai într-un om, ci stai într-un serviciu și stai într-un partener. Nu ai problema faptului, iarăși, este o problemă. Este o problemă în a găsi oameni de calitate și oameni care să fie dedicați. Okay. Sunt două aspecte. De calitate, și o văd calitatea fiind în partea de know-how, de expertiză, și dedicați oameni cu mentalul necesar a se implica în
nevoia companiei, în viziunea companiei. Și atunci e greu. Îți pleacă un om, e destul de greu să aduci un om cel puțin la fel de bun, dacă ai avut un om de calitate. Și până la urmă este normal să existe o fluctuație personalului. Eu am avut o fluctuație în carieră, dar a fost o fluctuație benefică pentru mine, tu, la rândul tău. Adică, așa e. Sunt puțini oameni care își duc cariera pe tot ciclul vieții în cadrul aceleiași organizații. Tot respectul pentru ei, dar sunt puțini. Și pe de altă parte, pe noi ne ajută, pe mine, această fluctuație, într-adevăr, la 5-6 ani între schimbări, m-a ajutat mult pentru că am luat contact cu industrii diferite, așa, cu oameni diferiți, provocări diferite și atunci vine cu un cumul de expertiză care ne diferențiază. Ce alte obiecții mai întâlnești în procesul de vânzare? Iarăși, o obiecție este aceea, cum spuneam, pe premiza, dar de ce am plătit o consultanță în security? Pentru că noi nu avem probleme. Încă o dată. Lipsa de conștientizare a faptului că pot exista probleme, te duce în a nu-ți dori să... Și aici încerci să-l faci să conștientizeze. Exact. Aici încerci să-l faci să conștientizeze, dar e o problemă de societate. Noi, ca și societate, avem o problemă cu cultura de securitate. Mare. La modul cel mai serios. Și o spun din perspectiva faptului că am lucrat cu oameni din România, am avut contact cu oameni din Marea Britanie, unde ei, ca și entitate, ca și popor, au o cultură de securitate foarte ridicată. Și, dar ce înseamnă cultura asta de securitate? Să înțeleagă faptul că securitatea vine cu niște proceduri, cu niște reguli care trebuie implementate, care trebuie respectate. Și îți dau un caz, un exemplu simplu. Eram în hidroelectrica. Am fost parte a grupului interdepartamental de implementare a unei directive. Directiva 118 pe 2008 a Uniunii Europene. Mamă, cum a sunat asta! Da, sună wow! Dar asta este ce se cheamă, directiva 100. Directiva care făcea referire la protecția infrastructurilor critice din energie și transport. Fiind în hidroelectrică la acea vreme, evident, eram deținător de infrastructură critică în energie. Am fost parte a acestui grup care a implementat în legislația din România directiva. Și ulterior, ea s-a transpus mai departe cu procese și proceduri interne care noi trebuie să le respectăm. Okay. Cu definirea anumitor obiective și unul din aspecte era pe anumite tipuri de obiective care erau cu un anumit grad de risc, o procedură de acces cu niște controle și verificări mai atente asupra oamenilor care urmează să meargă acolo. De ce urmează? Încă o dată, o procedură destul de, nu complicată, dar destul de riguroasă. Când aveai un grup din România, tot timpul probleme, tot timpul, dar de ce? Dar de ce încerc asta informații? Dar de ce? N-am voie să fac aia, n-am voie să fac, dar n-aveți voie cu aparate cu telefon, n-aveți voie cu aparate foto, dar de ce n-am voie? Pentru că noi, ca și români, am înțeles democrația în felul în care pot să fac ce vreau, când vreau, cum vreau. Exact. Ei, în egală măsură, participau la astfel de vizite și oameni din Marea Britanie, din Germania. Din momentul în care intram în contact, oamenii ei inițiau, care sunt procedurile care urmează să le urmăm pentru a ni se permite accesul. Și nu mărăia nimeni, nu... Absolut. Dădeai un mail frumos, asta, nu întreba nimeni de ce. Pur și simplu respectau. Dar încă o dată venea din propria inițiativă. Eu nu apucam să transmit către ei. Ci ei întrebau, de la primul contact, care sunt procedurile de securitate care urmează. Și atunci spune multe. Corect. Adică la noi, nu numai că le spui, te lupți cu ei să le respecte. Pe când oamenii întreabă din start care sunt procedurile de securitate pe care suntem obligați să le Dacă tot suntem în zona asta, vorbeam de tratare de obiecții, sub o umbrelă mai mare, să zicem, de negociere. Da. Care crezi că sunt, nu știu, calitățile tale de negociator, de exemplu? Când negociezi un contract cu un client, când negociezi cu oamenii, care sunt calitățile tale? Calitățile... Sau pe ce apeși tu? Măi, pe ce apăs? În principiu, la nivel de negociere, îmi place să mă joc mai degrabă cu tipul de servicii pe care îi le oferim și cantitatea de servicii. Nu prea lucrez în zona de tarif. Ok. De ce spun treaba asta? Pentru că serviciile pe care le oferim și oamenii pe care îi avem în echipă sunt de o anumită calitate. Și atunci, ieftin și bun pentru noi nu există. Ok. Sincer. Și atunci, de asta spun, în momentul în care negociem, prea puțin negociem în tarif și vrem să facem clienți să înțeleagă treaba asta. Și e o luptă pe care mi-am asumat-o.
E o luptă pe care mi-am asumat-o, dar mi-am asumat-o cu bucurie. Una, de a lupta în industria asta din România și a face clienții să înțeleagă că e nevoie de un management al securității profesionist. Și atunci este o primă piatră. Deci pe o care... zonă de educație, să zicem. În primul rând. Clienților, a pieții. Da, mi-am asumat-o. Nu e ușor. Nu prea sunt oameni în piață care să facă treaba asta. Dar eu mi-am asumat chestia asta. Ok, foarte bine. Asta e unul. Și doi la mână, o altă piatră de temelie este aceea să-i facem să înțeleagă că serviciile acestea sunt servicii speciale, cu expertiză specială și cu costuri speciale. Și atunci nu prea negociem la tarif. Ok. Dar negociem, exact cum spuneam, la tipul de servicii și la cantitatea de servicii. Pentru că poți discuta la numărul de ore care îi le aloci. Nu e obligatoriu să-i aloci unui om un full-time employment și să-i facturezi 160 de ore, 180 de ore lunar și să ai un om dedicat. Tocmai aici vine secretul nostru. Pentru că cunoscând industria, identificându-i lui nevoile și vulnerabilitățile, putem să-i definim un număr optim de ore care îi sunt suficiente. Okay. Pentru că altfel... Adică să plătească fair. Exact. Altfel el ce-ar face? Și-ar angaja un om care poate nu are acoperire în timp. Și omul ăla poate că două săptămâni muncește și două săptămâni stă la cafea și la șuiete cu colegii. N-ai o eficiență a costurilor. Și atunci, iarăși, aici negociem. Negociem la identifica foarte bine care este nevoia lui de securitate și de management și a-i oferi un pachet astfel încât să-i fie sustenabil. Cum ești tu ca negociator? Uite, suntem la masă aici, negociem. Cum ești? Păi, în primul rând sunt deschis. Okay. Sunt deschis pe cât posibil. N-am o problemă să ne uităm pe un cost breakdown, dacă este cazul. Pentru că, iarăși, adică să intre da? În bucătăria ta internă. N-am o problemă. Nu am o problemă, pentru că exact cum spuneam, trebuie să plecăm de pe o linie de încredere. Și atunci, iarăși, ca negociator, vrei să înțelegi foarte bine ce înseamnă pentru tine acest cost? Mergem mai departe și coborâm cât putem de mult în liniile de costuri, astfel încât omul ăla să înțeleagă. În momentul în care omul ăla a înțeles, mi-e mult mai ușor să trec de această primă etapă de preț și încă o dată, să ducem în zona aia unde vreau eu să duc negocierea, în tipurile de servicii. Și de asta spun că sunt oarecum deschis în zona de tarifare, să înțeleagă, să o accepte și ok, vrei să discutăm totuși, ai nevoie de un buget mai mic sau mai mare, să ne uităm în partea cealaltă. De număr de ore, de tipuri de servicii. De asta spun. Folosești tactici anume? Nu mă aștept neapărat să-mi zici tactica poker face, bad cap, good cap. Dar dacă stai și te gândești la felul în care pui tu problema și discuți cu oamenii, folosești anumite tactici? N-aș putea spune că folosesc anumite tactici pe care le-am luat din cărți. Evident, am citit cărți. Și ție cartea, prima carte. Da, a doua recunosc, a doua n-am citit-o, dar prima da am citit-o. Vând orice, oricând, oricui. Și ți-a plăcut? Păi da. Mai zi. Mai zi odată. Glumesc. Ok. Și sunt utile cărțile. Dar n-am fost niciodată un om al teoriei aplicate ulterior în practică. De ce? Pentru că, iarăși, din experiență, practica bate teoria de cele mai multe ori. Și iarăși, cum ai scris și tu? Ce scrii tu acolo nu prea regăsești în cărțile de management vânzări sau de vânzări, în teoria vânzărilor. Și iarăși, sunt modul în care tu ai aplicat și, și care a funcționat. Așa. Și atunci, cred că mă pliez foarte mult de la om la om. La felul respectivului. Da. Da, nu încerc să-mi impun modul meu de discuție, ci mai degrabă mă pliez pe omul din fața mea. Și asta cred că este o aptitudine a mea, o aptitudine personală și nu cred că ține de partea de vânzări, ci mai degrabă de capacitatea de a înțelege omul din fața mea, de a-i înțelege modul de a fi. Empatie. Și a mă plia pe modul lui de a fi, pe modul lui de a purta discuție, pe modul lui de a purta o așa zisă negociere, astfel încât să se simtă el în elementul lui. Pentru că eu, știu de ce am venit acolo, știu ce vreau să am la sfârșitul zilei. Un contract semnat. Ok, excelent. O vânzare, o negociere de succes? Dacă poți să ne povestești ce s-a întâmplat acolo? O negociere de succes, o vânzare de succes. Da. Păi,
poate fi inclusiv în categoria, dacă e unul și același lucru, în categoria memorabil. Poate s-a întâmplat ceva așa, ieși din comun, cu care nu te întâlnești toată ziua bună ziua. Una cu care nu te întâlnești toată ziua bună ziua a fost faptul că am semnat un contract foarte mare și foarte provocator pe 24 decembrie. Pe 24 decembrie? 24 okay. decembrie, cred că era undeva la ora 14-15. E ora la care unii oameni chiar se apucă să facă bradul. Băi, da. De Crăciun. Băi, da, și nu eram București. Și nu eram București. Și nu eram București. Nu, și până la urmă n-avem de ce să... Era vorba de... Nu, că nu. Era vorba de un contract foarte important, Societatea Națională Nucleară Electrică. Ok. Un contract critic. Critic pentru paza... Și ăștia lucrau ei pe 24 decembrie. Băi, sau și așa, nu sunt de stat, sunt semi, tot așa. Sunt deținut de stat, cum sunt și hidroelectrica. Da. Dar, și lucrau ei pe 24 decembrie, câțiva oameni care însemna directorul companiei, directorul de achiziții, directorul financiar pe 24. Da, pentru că de fapt a fost un proces de licitație în spate care a durat destul de mult și avea o presiune asupra faptului că vreau să închidă contractul, adică presiunea era și la ei cât și la noi, evident, pentru că vreau să închidem contractul ăsta. Și da, am ajuns ca fapt divers pe 24 decembrie. Okay. Și cred că era 14-15 după amiază, când, cum spui tu, majoritatea deja pun cadourile sub brad. Mă în brad. Lăsăm pe fuego. Îl strigă fuego pe maică-sa. Noi semnăm contractul. Noi semnăm contractul și acea semnare pe 24 decembrie a venit și cu un deadline asumat de mine de a intra în contract ulterior pe 1 mai. Okay. De ce o perioadă semnezi contractul pe 24 decembrie și intri în contract 1 mai? Pentru că perioada de acreditări, avizări necesare, intrării în un astfel de contract clasificat și era de foarte mult, dura foarte mult timp. Nimeni n-a crezut că se va întâmpla, să fim capabili ca în 1 mai să intrăm. Compania mea a fost un pic sceptică, beneficiarul a fost un pic sceptic, autoritățile statului care erau implicate ulterior în... acordarea tuturor acreditărilor erau sceptici, dar am zis, băi, mi-a sunat chestia asta. Ok. Și pe 30 aprilie, corect, la 0000, am intrat în contract. Ok. Chiar dacă toți prietenii mei avem un obicei, 1 mai noi îl facem la mare. Ok. Am mers la mare, mi-a lansat prietenii în hotel și am plecat ca la 0000 să intrăm în contract. Și s-a intrat 1 mai în acel contract. Foarte tare. Foarte tare. Dar o negociere unde ai și pierdut? O negociere unde am pierdut și am... Nu știu că nu am în minte o negociere care să-mi fi rămas, știi, să mă fi durut. Ceea ce nu e rău. Pentru că foarte mulți vânzători pierd la un moment dat un contract, pierd un client și mintea lor rămâne blocată acolo, la respectivul, agățată, o bucățică din mintea lor rămâne. Bă, dar de ce am pierdut? Dar de ce nu știu? Frustrări, chestii. Uite, punându-ți întrebarea, acum nu am în memorie o negociere, un contract care să mă fi marcat. A fost business. Ok, azi câștigi, mâine pierzi, dar iarăși... E foarte important când mă întrebai de negociere și până la urmă de o modalitate sau de o negociere de succes. E foarte important să reușești. Pentru orice vânzător e foarte important să ajungă la decident. E al dracu de important. Da. De ce spun treaba asta? Și iarăși eu un exemplu clar. Un producător foarte mare mondial de automotive în România tot ținea undeva la 2 ani de zile biduri pe partea de servicii de securitate și cu un contract mare. Da. Un contract mare, licitații. Frumos. Licitații. Dar biduri, biduri proprii. Și le ținea. Da. Eram în G4. Și apare bidul, suntem invitați, hai să participăm cu echipa de vânzări, hai să ne focusăm tare. Echipa de vânzări un pic demotivată. Da, am mai participat și acum 2 ani, și acum 4 ani, am ofertat. Nu ne-au chemat, nici nu s-a întâmplat nimic, nici măcar la negociere, nu ne-au chemat, am dat o ofertă și a rămas acolo, n-am primit nici feedback și automat ca vânzător te omoară treaba asta. Când ai ofertă și nu primești feedback din piață, te omoară. Pentru că nu știi, ai fost scump, ai fost ieftin, n-ai identificat problemele cum trebuie și ai nevoie de feedback. Și atunci orice vânzător, și recomand oricui, să facă tot ce-i stă în putință să ia feedback. Chiar dacă a pierdut licitația, chiar dacă a pierdut contractul, chiar dacă a pierdut negocierea. Du-te acolo, obține de la oamenii aia 10 minute din timpul lor
și cer-le feedback. Pentru că, încă o dată, nu mi-aduc aminte de nici o negociere pe care am pierdut-o. Dar, pe de altă parte, aproape la toate negocierile la care am pierdut, am ajuns să stau de vorbă cu oamenii, să înțeleg unde m-am situat. Așa. Și ce a diferențiat pe alții față de mine. Ei, și atunci echipa de vânzări era foarte motivată. Da, deci să îi spui oamenilor, este un client mult prea important pentru noi să nu ne-l dorim. Suntem o companie multinațională, este o companie multinațională. Îi vrem. Îi vrem, suntem, da. Suntem meci. Ok, adică, Ying și Yang. Ying și Yang, n-au voie să fie în altă parte. Ok, am mers la bid, am ofertat. Ulterior am mers și eu în locație. Și am încercat să aflu de fapt unde se ia decizia și cine ia decizia, pentru că ok, am stat de vorbă cu omul care se ocupa de security. Da. Am stat de vorbă cu omul care se ocupa de achiziții. Uh-huh. Dar cam atât. Ok. Și am simțit că de fapt decizia nu iau ei. Cel mult pot face propuneri. Și iarăși, văzând istoricul era că la 2 ani se repetau licitațiile, dar nu era neapărat o decizie de schimbare a furnizorului. Uh-huh. Am zis, băi, ce putem pierde? Și le-am cerut. Deci vreau să... Ok, și deci, de fapt deciziile se luau de director operațional regional pe Europa. Ce m-a costat pe mine să le cer să pot să am o discuție cu acel om? Atunci când va veni în țară. Nu, e adevărat, poate că un vânzător din echipa mea n-ar fi putut să facă treaba asta. Dar m-am implicat eu ca director. Sau putea să facă la inițiativa lui împreună cu tine. Da, dar... Că dacă ți-ar fi cerut, vino cu mine să ne întâlnim cu greu de acolo, da. Te ducem fără probleme. Cu siguranță da. Dar iarăși, vezi că de multe ori vânzătorul lipsește curajul. Dacă e să aibă nevoie de ceva, să aibă nevoie de curaj. N-ai nimic de pierdut. Cere. Corect. N-ai nimic de pierdut, la mod cel mai serios. Și încă o dată, de cealaltă parte a mesei, poți întâlni oameni care apreciază curajul tău. Și dorința de a sta la masă și a-ți spune ce ai de spus. Și nu te limitezi la faptul că ai stat de vorbă cu doamna de la administrativ. Că ea se ocupă de contractarea serviciilor de sisteme de securitate sau de servicii de pază. Ea iarăși nu e un decident. Ea de cele mai multe ori vizează o factură la un sfârșit de lună. Și asta spune, l-am cerut că vreau să mă văd cu acel om. Omul a primit mesajul, a apreciat, pentru că nimeni nu-i ceruse vreodată din nicio companie care oferta la nivel de director să-i transmită un mesaj concret. Când ieși în România, vreau să ne vedem, eu mă urc în avion, erau din Timișoara, mă urc în avion și tu spunem când, eu m-am urcat în avion și vin la Timișoara, n-am o problemă. Ok. Și m-au recontactat. Vine, frumos. A venit din Franța, vrea să vă vedeți, vină joi. A apărut la el ceva, era cred că un marți. A trebuit să plece joi și a cerut scuze, pentru că n-am putut să ne întâlnim personal, dar încă o dată. Dar vineri, am fost acolo și m-am văzut cu toți CFO, director, toți oamenii de top management. Foarte frumos. Și s-a închis contractul. Dar iarăși, pentru că de fapt ne-am mișcat altfel. Da. Poate. Care e decidentul? Altfel rămâneam acolo, ne-am văzut cu oamenii ăia, ei propuneau, în condițiile în care noi veneam cu ofertă și am venit cu ofertă cu un buget cam cu 25% mai mare. Adică se poate. Da. Se poate. Aș trece acum discuția într-o zonă mai lumească, yeah. legată de salariu. Tu cum îți negociezi salariu? Uite, te-ai dus la aia, te-ai dus la aia. Cum îți negociezi salariu? Cum se întâmplă lucrurile? Ei vin, nu știu, îți pun o ofertă pe masă, nu știu ce, vrei să mai tragi tu de ea? Ce negociezi? Ce te mai interesează? Uite că am scăpat de grijă salariului. Acum, da. Acum, da. Tu cu tine... Eu cum e negociez? Exact. Da, uite că și asta pot totuși și pe de altă parte a fost o luptă cu mine de a renunța la confortul unui salariu și unui salariu bun și a merge într-o zonă în care n-ai nimic sigur. E un business nou, n-ai nimic sigur, nu-ți garantează nimeni și nimic că lucrurile vor merge. Și cu toți avem cheltuieli lunare minime și dacă nu ieșim din casă și tot avem cheltuieli. Și atunci a fost o provocare pentru mine și îi încurajez pe mulți să-și dea dreptul lor, măcar o dată în viață, să încerce. De acord. Suntem pe aceeași lungime. Nu știu dacă reușești sau nu, dar dă-ți... Măcar încearcă. Dă-ți dreptul ție să încerci o dată și s-ar putea să-ți placă. Mi-a început să-mi placă. Ok, foarte bine. Au început să vină banii. Băi, și au început să vină și banii, da, dar iarăși ești stăpân pe ceea ce vrei să faci. Pe de altă parte, într-o corporație, pentru că oricât de înaltă ți este poziția ta,
la un moment dat tot ai constrângeri. Oricât de mult ai vrea să faci anumite lucruri în felul tău, la un moment dat vine cineva de acolo, de peste mări și țări. Mai e unul peste tine. Mai e unul peste tine și poate nu e aici, dar poate e nu știu unde. Mm-hmm. Și îi spune, mai la stânga, că pe dreapta ne place nouă. Și atunci, cum i-am negociat eu salariul? Mm-hmm. Păi nu știu. Pot spune iarăși că, de fapt, ok, în primul rând pot spune că ce am cerut am primit. Dar ce am cerut am primit vine iarăși, vine dintr-o ancorare a mea în realitate. A ști ce înseamnă piața, a ști ceea ce pot eu să ofer și am autoevaluat corect performanțele și munca. Și atunci n-am fost nevoit să negociez pentru beneficiile sau, sau salariul meu, cum mă întreb direct de salariu. Okay. Și de asta spun. Și aici am angajat oameni și angajez oameni. Le recomand, mai ales celor tineri, să-și facă o autoevaluare corectă a lor, a muncilor, a expertizeilor, a plus valorii pe care o pot aduce în companie și a nivelului salarial. Pentru că de multe ori pierde și el ca individ și pierde și compania. Mm-hmm. Poate eu ca și owner de business mi-l doresc pe el ca om. Dar evident că un la mână mi-am bugetat un anumit nivel salarial și cu greu îl pot depăși. Îl pot depăși și orice manager își poate depăși bugetul salarial. Cred că amândoi suntem de comun acord cu treaba asta. Așa. Dar trebuie să simtă că are pentru ce. Doar pentru că să lupte. Cineva care cere și atât, nu e suficient. Nu e suficient. De asta spun, poate că nu e nevoie să mergi ca viitor angajat într-o organizație să-ți negociezi salariul. Ci cred că orice om este mulțumit când cere ceva și primește ceea ce a cerut. De fiecare dată când am angajat oameni, chiar dacă am buget, i-am rugat pe ei să-mi spună care sunt așteptările lor. Dar care sunt așteptările lor reale în a-și asigura un confort minim lunar. Uh-huh. Mai ales okay. În zona de vânzări și de vânzători, evident vânzătorul trebuie să aibă zonă de bonusare. Da. Clar. Un vânzător cu un salariu de bază mare nu va avea performanță. Uh-huh. Nu cred în povestea asta. Okay. De ce? Pentru că trebuie să lupte. Dar trebuie să lupte și să aibă foarte clar și transparent acolo. Și să vadă că dacă ajunge acolo, știe ce va primi. Dar pe de altă parte, întotdeauna m-a interesat să poți să-i asiguri vânzătorului un nivel minim salarial care pe el să-l țină într-o zonă de confort. Uh-huh. Și întreb, care sunt cheltuielile tale lunare? Ok. De rate, de familie, de prieteni, de concedii, astfel încât tu să poți trăi lună de lună relaxat, dar nu îndestulător. Vrei să-ți faci concedii exotice? Uite targetul și poți câștiga oricât. Se întâmplă mult în organizații că nu se pune transparent această zonă de bonusare, ci doar rămâne la nivel de discuții, fă tu și o să fie bine. Cred că e bine ca omul să vadă foarte clar pentru că... Pentru ce trage. Pentru că în momentul în care le-am pus niște targeturi pe masă și am căzut de comun acord, pentru că iarăși e aberant că eu să vin cu un target pentru ei și ei să-l ia ca for granted. Nu trebuie să creadă în targetul ăla. Că altfel eu pot să pun un target de 1.000.000 de euro, dar piața e de 100.000 de euro. Și atunci nu e realist. Și omul ăla, de fapt, după 3 luni de zile vede că va conștientiza că n-are cum să ajungă acolo și e demoralizat. Nu. Targetul trebuie să fie bazat pe piață, bazat pe realitate și de comun agreat. Okay. Și în momentul în care se întâmplă treaba asta, și mi s-a întâmplat. Ei, oamenii aveau așteptări sau aveau păreri over qualified despre ei. Uh-huh. Și a trecut perioada, 3 luni, Adrian, știi, bonusare, hai să ne uităm, it's ok, fair enough, hai. Uite, ne facem întâlnire one-to-one să discutăm performanțele tale și nivelul de bonusare, bazat pe niște KPI, da. Iarăși, cu mai multe aspecte, dar de comun acord, agreați. Și când am început, el avea o impresie foarte bună despre performanța lui în zona de vânzări și se aștepta la bonusări. Da. Le-am pus și am început să luăm performanța reală din cifre și indicatorii pe care de comun acord îi stabilise și nu se ducea în nicio zonă de bonusare. Aici suntem. Corect. Pentru că suntem foarte aproape de finalul emisiunii, gata? Urmează o sesiune de întrebări Blitzkrieg. În afară de cartea aia tare de vânzări, vând orice oricând. Așa. Ce cărți de business ți-au mai plăcut? Mai dă-ne două, trei nume. Păi, sau unul, sau...
O să, nu știu dacă foarte multe nume, pot să spun că am și puncte slabe. Da, nu rețin numele. Ok, foarte bine. Dar nu, uite, o carte care mi-a rămas întipărită și cred că este relaționată de zona de business. Ok. Factfulness. Uh-huh. Okay. Nu știu dacă știi cartea. Am auzit de ea. Bă, nu am citit-o. E o carte care te pune pe gânduri. Ok. În sensul în care, de fapt, ce face cartea aia? Te face pe tine să conștientizezi de faptul că ceea ce crezi că știi s-ar putea să fie foarte departe de realitate. Uh-huh. Și atunci, într-adevăr, să te seteze mental să cercetezi mai mult. Să fii mai suspicios. Nu suspicios, cât să cercetezi mai mult. Și pleacă exact cum spuneam de la munca asta mea de bază înainte de a mă întâlni cu un prospect. Ok. Să-l analizez pe el și să știu informații astfel încât nu să merg acolo pentru că cred că știu ceva despre organizație. Dar tot dacă ai fi să scrii o carte, despre ce ai scrie? Wow! Wow! Cred că aș merge probabil pe o zonă de motivațional. De ce zic treaba asta de motivațional? Pentru că e unul din aspectele cu care eu mă împac bine și care îmi dau mie o autosatisfacție destul de bună. Partea asta de a trece peste probleme și de a lupta. Și îmi găsesc energia în lucruri simple. Foarte frumos. Într-o ieșire pe munte în care te rup de cotidian, îți deconectezi creierul de fapt de la orice înseamnă cotidian, pentru că ajungând în situații extreme, creierul e mult mai deștept ca noi și își face singur switch-off de la realitate, de la probleme, de la contracte, de la plăți și știe că 2, 3, 4 zile se focusează doar pe supraviețuire, pentru că instinctul de autosupraviețuire e primar, suntem animale, mai devreme sau mai târziu, ne place sau nu, și atunci el singur face switch-ul ăsta și se ocupă de autosupraviețuire și mă ajută enorm de mult. Okay. Suntem toți după 4 zile de supraviețuire fizic extenuat, mental overcharged. Cred că în zona asta poate, în zona asta de automotivaționare și... Din lumea de business, mioritică, cu cine ți-ar plăcea să ieși la o cafea? Cu cine mi-ar plăcea? Din cei pe care îi vezi și pe la televizor, prin ziare, prin reviste. Good question. Ok, mulțumesc frumos. Good question. Cu cine? Dacă nu e nimeni, nu e o problemă. Nu. Acum mă gândeam, e legat oarecum și un pic cu oarecum, clar, legat și cu business-ul nostru. Da. Cu ownerul grupului de firme sau, mă rog, până la urmă, Regina Maria. Regina sau Centrul Maria. Medical Unirea, cum sunt în sfat. Ok. Pentru că ei sunt un consumator foarte mare de securitate. Aș fi vrut să zic, domnul Enayati, vrea Adrian să iasă, dar nu mai știu dacă este el. Ok. De ce? De asta spun. Până la urmă, și nu neapărat pentru a lega un business, cât mai degrabă, pentru, exact cum spui tu, de a sta la o cafea și a înțelege, până la urmă, cum își văd ei business-ul. Cum funcționează, da, specificul lor. Ok. Bun. Și o ultimă întrebare. Niște sfaturi pentru vânzători, pentru negociatori, pentru antreprenori, pentru cei care se uită în momentul de față la noi. Păi, cred că cel mai important este cel de a avea încredere în ei. Și încrederea asta se vede și la întâlniri, se vede și la client. Încredere în tine și încredere în ceea ce vinzi. Dacă nu crezi în tine, automat nu ai puterea să... Te impui. La un moment dat este o luptă. Negocierea asta este o luptă pe care trebuie să o câștigi. Și trebuie să ai încredere că poți să o câștigi, cât și încrederea în ceea ce vinzi. Dacă tu, ca vânzător, nu crezi în totalitate, în produsul, în serviciul pe care îl vinzi, se simte. Se simte și n-ai cum. Omul celălalt de partea cealaltă sunt oameni pregătiți. Exact cum spuneam, trebuie să ajungi la decident. Dacă e decident, ăla e un om pregătit. E un om cu experiență în spate. Și te simte. Cred că asta, partea asta de încredere, e primordială, dar ține foarte mult și de zona de expertiză. Learn, learn, learn. Adrian, mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Mulțumesc de invitație! Domn și doamne, băieți și fete de fapt, a fost o discuție interesantă și aș vrea să
între ghilimele, să citiți printre rânduri, pentru că n-a fost o discuție despre securitate, ci a fost o discuție despre business și o discuție aplicabilă indiferent ce vindem și ce facem. Așa că asta a fost o nouă ediție a emisiunii The Winner Takes It All. Ne vedem data viitoare. Mulțumesc frumos!